pentru că în goana după venituri, guvernul inventează noi taxe. La Palatul Victoria se pregătește impozitarea cu 3% a moștenirilor sau donațiilor care depășesc o anumită limită, 100.000 de euro. Această prevedere ar urma să fie inclusă într-un proiect de modificare a codului fiscal. Cu detalii vine Adrian Păsărin. Te ascultăm. Bun găsit, cei afectați de această măsură sunt cei care primesc cu titlu de donație sau ca moștenire bunuri și bani cu condiția ca acestea să depășească peste 100.000 de euro. Asta întrucât impozitul ar urma să se aplice valorii care depășește acest prag de 100.000 de euro. Același impozit ar urma să se aplice și proprietarilor de case naționalizate la prima tranzacționare a acțiunilor care le primesc în schimbul, în locul imobilelor. Deocamdată acest impozit suplimentar se află cuprins într-un proiect de modificare a codului fiscal ce se discută în aceste zile la guvern. Da, e un proiect, așadar, deocamdată e un proiect, dar am senzația, citindu-l, citind aceste propuneri, că parcă ar viza anumite categorii, proprietarii de case naționalizate, imediat ne duce cu gândul la dosarul ANRP, moștenirile, donațiile și pe astea le vedem în anumite dosare, parcă poate s-au inspirat din zona asta, nu? Da, ANRP-ul se ocupa și se ocupă, mă rog, ar fi trebuit, nu s-a ocupat niciodată de lucrurile astea. S-a ocupat cu niște lucruri, da, dar nu... Nu cu cele pentru care a fost înființată, dar în mod normal ar fi trebuit să se ocupe cu restituirea, nepunându-se face o restituire în natură, să se facă o compensație materială. Păi acolo cu siguranță că se plăteau niște taxe și niște impozite pe terenurile respective. Casele naționalizate, cine a făcut acest proiect, cred că nu știe. Casele naționalizate nu mai fac obiectul unor, să spun, notificări de foarte mult timp. S-a rezolvat situația. Fie că le-au cumpărat statul și acum se judecă proprietarii cu, de drept cu, cu chiriașii deveniți proprietari la stat. Nu știu ce au vrut să spună despre casele naționalizate, în niciun caz nu are. Poate s-au gândit la cei care vând drepturile litigioase, la această categorie? Nu mai are cine să vândă drepturi litigioase pe casele naționalizate. Casele naționalizate fac obiectul mai multor legi, din 1995, 201 din 2010, legea 1 din 2014 și s-a cam terminat aici. În ceea ce privește moștenirile și donațiile, dacă cineva deține o casă moștenită, plătește impozit pe ea, adică nu este scutită de impozit, chiar dacă ea este moștenită. Atunci să fie vorba dacă de o dublă impozitare. Cineva îmi donează mie, ca să explic pe românește, o casă sau o mașină sau un bun care se supune impozitării în România sau altor taxe prevăzute de legea română, ele se plătesc și acum. Deci nu e nimeni scutit de că se făceau donații și nu se făceau vânzare-cumpărare, era pentru acele taxe, practic, către statul român, care se întâmpla o singură dată când făceai această procedură. Mai sunt anumite categorii, bine, aici suma e destul de mare, într-adevăr, 100.000 de euro, dar sunt categoriile acestea, părinții care cumpără o casă pentru copii. Mai scumpă, mai ieftină după posibilități. Dar nu e moștenire nici donație acolo. Să știți că, într-adevăr, suma de 100.000 pare destul de mare, dar gândiți-vă că ai un apartament normal, așa, cam asta e suma, cam depășești uneori, da? Bun, acum, legat de problema aceasta cu impozitarea moștenilor, într-adevăr, există o practică și în alte state europene, vreau să vă spun, de exemplu, aleatoriu, dăm Franța, unde succesiunile sunt foarte drastic impozitate, dar totuși, noi nu trebuie să uităm că ne aflăm într-un context social de aici, de la noi, la care trebuie să ne raportăm. Unde, pentru foarte mulți oameni, moștenirea reprezintă principalul mod de dobândire a proprietății. Nu foarte mulți oameni au această dare de mână, sau nu au ocazia să-și cumpere dumnealor o casă. Moștenești un apartament de 3 camere de 100.000 exact. De euro. Exact. Da, este cam inechitabil să vii tu să plătești, pentru că, oricum, dacă de la romani încoace, moștenirea este considerată, cel puțin cea legală în familie, ca fiind un bun al familiei. Este firesc să meargă mai departe către copii. Ori de ce să vii tu stat să-l taxezi pe acesta în mod suplimentar? Păi mai taxezi deja.
Subvențiunea costă enorm. Evident. Și evident. În România costă enorm, da, dacă nu o faci în 6 luni. Așa este, da. Așa este. Și tu, practic, vii cu o taxă suplimentară. Da, există în alte state europene, dar haideți să privim, cum am mai spus-o, și la realitatea de aici, de la noi. Foarte mulți oameni dobândesc casa doar printr-o moștenire și să nu uităm că venim din sistemul socialist unde marea parte a oamenilor aveau case date de către stat, după 91 au avut această ocazie să le cumpere, este firesc ca aceste locuințe să rămână în continuare către moștenitori legali. Dar sunt de acord că alte modalități de dobândire a proprietății, să zicem la cumpărare, să fie într-un fel suplimentar taxate, poate acolo există o justificare, dar în cazul moștenirilor legale cel puțin, adică copilul de pe urma părinților, eu zic că soluția este un pic exagerată și inechitabilă. Plus că în România deja suntem obișnuiți ca totul să se impoziteze. Dacă ai câștigat, să zicem, o sumă la loto, minimă, și din aia îți ia impozit, din salariu îți ia impozit, din veniturile suplimentare îți ia impozit, din veniturile din chirii, plătești și sănătate, și șomaj, le plătești pe toate. Deci, dacă vine cineva la un moment dat, dacă vin niște guvernanți la un moment dat și spun, domnule, ha, mai punem o taxă, păi pe ce să mai pui, că deja avem triplă impozitare, nu? Dacă stăm să le luăm în calcul, să le numărăm. Din păcate, nu cred că totul se impozitează. Mai sunt chestii care nu se impozitează. Sunt chestii prostia. Foarte relevante, aș spune eu, care ar trebui impozitate și care nu sunt impozitate, de la șpaga clasică pe care o dăm cu toții la restaurant și care a fost așa o tentativă, o încercare acum câțiva ani, la care s-a renunțat foarte repede. Să dai bon, așa e, da? La multe altele, știm cu toții, până și meditațiile celebre deja, care generează venituri. Venituri consistente, că ții 6 case de case. Da, sigur. În continuare nu sunt impozitate. Aici cred că este vorba să aflăm de ceul din spatele acestui proiect de lege, pentru că în spațiul public până la ora actuală eu nu am văzut informații concrete cu privire la de ce acest proiect de lege și ce conține acesta. Este o simplă informație, 3% impozitarea pe venituri. Da, compensarea impozitelor tăiate, da, a taxelor care au fost anulate, cele 102 taxe care priveau un... Până în momentul în care se propun niște taxe noi, se propune o schimbare în codul fiscal, nu e normal ca cei care o propun să vină și cu o analiză. Uite, domnule, vom câștiga așa, estimăm niște câștiguri. Vin cu o analiză. Problema reală este că au făcut niște promisiuni, au tăiat niște taxe și nu mai au bani la buget acum să compenseze ce au tăiat. Atunci să vină cu niște taxe din astea inventate care ulterior nu să fice, pentru că se pare că ele deja există? Ei, parlamentarii, sunt niște persoane foarte plimbate prin străinătate și drept urmare au văzut, cum a spus și domnul avocat, că și în alte țări acest impozit este perceput și este, mai ales că noi funcționăm oarecum după codul penal și codul de procedură penală francez și după cel civil și de procedură civilă tot francez, astfel încât dacă în Franța există aceste impozite, nu contează că salariul minim în Franța și veniturile minime sunt de câteva mii de euro, nu ca în România 200 de euro. Și nu contează ce primești în schimb acolo, că plătești un impozit, dar așa contează sunt exact condițiile în care trăiești. Aici e marea problemă. Sigur că, într-adevăr, în România, în afară de vânzare, cumpărare, între, mai ales între rude sau apropiați, se făceau aceste donații pentru că beneficiau de niște taxe mult mai mici. Dar nu pentru că vreau să eludeze statul, ci pentru că pur și simplu nu aveau posibilitatea de a plăti aceste taxe. Însă această procedură, să spun, este din ce în ce mai rar întâlnită în România, pentru că, spre deosebire de vânzare-cumpărare, donațiile și moștenirile pot fi atacate. Moștenirile, mă rog, se pot demonstra. Donațiile, nu poți să știi dacă aia a fost chiar o donație. Am avut niște scandaluri în presă imense. Se pot ataca și nu știu cine mai riscă pentru o sumă mică de impozit să facă donație, să-și doneze toată averea și de fapt el s-o fi vândut.
Da, au mai fost și astfel de cazuri și le-am văzut și prin dosare, se făcea referire la ele, se făcea referire în contextul unei încercări a statului să recupereze banii, pentru că și acei bani, dacă e vorba de un dosar penal și sunt considerați bani din infracțiuni, pot fi recuperați de la rudele care evident, au beneficiat de această moștenire. Noi trebuie să ne obișnim cu această idee. O moștenire înseamnă sau vine cu bune și rele. Mm. Bune spun drepturi și rele spun obligații. Adică cel pe care îl moștenește, dacă a avut anumite obligații, inclusiv aceea, și eu zic că este foarte importantă, de a restitui un prejudiciu pe care l-a săvârșit, automat toate acestea trebuie să se transmită și către moștenitor. Dar doar o idee să-mi dați voi să mai subliniez. Eu sunt de acord că la un moment dat trebuie revăzut și acest sistem de impozitare, gândit foarte bine, poate cu o consultare prealabilă, că așa e normal într-un stat democratic, dar în momentul în care regândești să mai iei și anumite taxe care chiar îi ustură și îi dor pe foarte mulți oameni. Și am mai spus la dumneavoastră în emisiune, cu riscul de a mă repeta, mai spun, taxele de timbru, în special în contestațiile la executare, sunt oameni care stau să fie dați afară din casă, care nu au niciun fel de bani să-și ia, nu avocat, să-și facă anumite demersuri minimale, sunt obligați ca să oprească o executare silită să depună o cauțiune de 10% din suma pe care o dau. Pe gândiți-vă, cine are acum să dea 10%, știu eu, din 50.000 de euro? Oameni care au făcut credite sau mai știu eu ce au făcut, dar 10%. Dă-mi-te un individ care e tocmai în pragul de a fi scos din casă. Ei, aici ar trebui să se regândească și să se aplece foarte atent. Aici sunt nevoi primare. Sau la partaj. Da? Sau la partaj, dar eu mă refer acum la cei cu executări silite. Acolo e durerea mare și eu îi văd zi de zi, din păcate. Așa este. Eu vin acum din instanță, îi văd pe oameni care vor, au poate chiar unii mor cu dreptatea mână, iertați-mi cuvântul, da? Dar nu pot ajunge în fața unei instanțe, adică un judecător se pronunțe pentru că nu au plătit acele taxe de timbru. Este inechitabil, să știți, din această perspectivă și se întâmplă foarte multe nedreptăți. Sunt tribunalele pline. Și judecător n-are ce face, asta e legea. Dar ia că legiuitorul ar trebui să gândească mai atent la cei care într-adevăr sunt vulnerabil și în mare nevoie. Bun, vorbim